Eu mi-aduc aminte la mijlocul lunii iulie. Întrevederea pe care am avut-o cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional aici în Parlament. Acei oameni de atunci care erau responsabili pentru Republica Moldova mă priveau în ochi. I want the truth. You can't handle the truth. Și după mesajele care au venit, mi-au spus următoarele. Domnul Candu, deoarece până acum ați arătat doar eșecuri. Dar totuși vedem o șansă. Și șansa aceea a fost oferită prin acele lungă, dar noi trebuie să recunoaștem că anul 2016, cum a început el în ianuarie, dezastru care era și din punct de vedere economic și politic și social în țară, anul 2016 a arătat un an a realizărilor. Frauda bancară care a destabilizat situația politică până la urmă la Chișinău, trebuie să continue. Țin să vă asigur că vom face ordine în țară până la capăt. Deocamdată nu fac niciun fel de declarații. Și în mod special am o afinitate deosebită pentru adevăr. Atunci când copiii vor avea posibilitatea să se angajeze? Când va fi asta, în opinia dumneavoastră, din ceea ce plănuiți voi la PDG, Alianța Majoritară, Guvern? Maxim un an de zile. Un an de zile? Da. Noi suntem dedicați ca la Dumnezeu, cu sufletul, cu inima, cu tot. Ce înseamnă pentru noastră Ilan Șor? E tot viață! Mi l-a luat tata! Mai mulți studenți originari din Siria, care învață la Chișinău, îndeamnă cetățenii să voteze candidatul PAS la scrutinul din 13 noiembrie. Un băiat foarte stăruitor, curajos, totdeauna râvnea spre mai mult. Era un pericol dacă cineva îl întrecea. Se validează alegerea domnului Igor Dodon în funcție de președinte al Republicii Moldova. Și noi vă mulțumim foarte mult și eu personal vă mulțumesc pentru colaborarea bună care am avut-o, dar sunt sigur că și întregul plen al Parlamentului, dar și majoritatea parlamentară care vă susține și vă va susține în continuare. Vă mulțumim foarte mult! You're welcome, bitch!